Oameni buni, vin să ne colinde alături de fica lor, Mihaela, dar și să stăm la povești. Nimeni alta, alții decât prietenii noștri, Maria și Mihai Nemes. Bună, Mihaela, și bine ai venit! Sărmâna, bună Primiți ziua! Primiți cu colinda! Primim cu colinda, vă rugăm frumos să luați un loc pe canapea. Așa. Și bine ați venit, mă bucur că ați adus-o și pe Mihaela, pentru că de multe ori ați venit doar singuri aici la emisiune. Și eu vreau să o văd și pe Mihaela. Mihaela, bine, rog, Mihaela, bine ați venit! Doamne ajută! Doamne ajută! Cât? 13 ani? Da! Mamă! Azi e 23 decembrie, Mihaela, 23 decembrie, mâine e ajunul Crăciunului, iar da, pentru tine e mult Crăciun, așa. Pentru că ai 13 ani. Eu trebuie să stau aici, că nu mă pot pune pe canapea, că mi-e șoarici destul de grei. Fii atentă, tu ești pasionată de cusuri? Da. Uite, Moș Crăciun ți-a adus niște... Nici am intrat bine și deja sunt descu. Pentru ea a adus Moș Crăciun niște truse de-astea, decorative. Mulțumesc. De artiști. Ce faci, Mihaela, cum ești? Bine. Cum îi mai suporți pe părinții tăi care mereu ca bați la Los Angeles, ba la Las Vegas? Nu te enervează chestia asta câteodată? M-am obișnuit. Da? Dar te scoate din sărite câteodată? Puțin. Puțin, da? Sau câteodată e și mai bine, că ești singură și da. Poți să-ți faci... Este? Da. Bate palma. Auzi, vă rog, că copiii atunci când sunt mici întreabă: mami, de ce pleci de acasă? Te rog, mai stai acasă. Și pe când mai cresc, zic: mami, dar nu pleci odată de acasă. Știi că așa e. Nu? Încă da. Nu-i cazul, nu ne întreabă când veniți, când... Pe așa întreabă oricum toți copiii, dar... Da. Zici? Da, stai liniștită, că am început să observ și la mine, adică... Păi da, mi se pare că David cu Mihaela îți cam de seama. David are 11 ani, face 12 ani, acum e pe acolo și am observat. Bă, dar cum îi stă, mă, lui Mihai pălăria, deci de dreaptă... Ca de obicei, măruță. A, stai, mă, la înălțime! La înălțime! Bă, băiatule... Cuzma. Treaba serioasă cu Cuzma. 100% serioasă. Mi se pare că și de ultima dată de când a venit aici, de când ați venit la emisiune și de când soția ta a zis că trebuie să mai dai câteva kilograme jos, chiar ai respectat. A dat cel puțin 10 kilograme jos. Nu știu dacă îți zice, dar cred că le-o dat. Că... Măruță să știi că în perioada asta când am tăiat porcul, când am gătit, am făcut una alta, să știi că e greu să slăbești. Da? Asta adică e greu. El și-ar fi dorit 10, dar nu a reușit, numai 8. Da, de asta adică la voi în Maramureș acolo sunt și sărbătorile într-un fel anume. Cum, numai în Maramureș sunt. Serios acum. Deci, pe lângă... N-ai cum să slăbești, mai ales în perioada asta. Ce să mai slăbești financiar, eventual. Da, în Maramureș, sărbătorile, cum dau parcă cea mai frumoasă poveste. Mâncări bune, tradiții faine, oameni faini și de omenie și muzică. Eu zic muzică. Că și locul te face, și natura, și tot ce înconjoară, ce înseamnă Maramureș. Când ai dat în Maramureș, intri în rai. Parcă și cuvântul, așa când îl spui Maramureș, are ceva și... țapă în el. Adică e... Da, mă uitam acum ce pantaloni are Mihai al Cioareci. Nostru. Cioareci se numește? Cioareci, da. Da, e ridicat în sus, e mai lungi, mai... No, așa se fac, se întorc, e partea aia care se întoarce înapoi. Da, nu ți-e cald în ei, nu? Nu, deloc. Nu dați, vă rog, deci frumos, un pic căldura mai tare în platou. Perfect. Și cojoacele, ce frumoase sunt. Gubele. Iartă-mă, te rog, să știi că cu costumația asta care o am eu pe mine, țăranii la noi, o lucrat de zi până seara. Dimineața, și fiecare vară, fiecare iarnă. Nu, iarna, nu, doar, numai iarna. Doar iarna, iarna. Asta e ținută de iarnă. Că mergeau la pădure, că aduceau fân, că aduceau lemne, orice. Deci asta era... Nu le puteau păstra într-un mod așa de impecabil și curate. Dar asta, cioricul și curaua alată și cujma și guba era de nelipsit. Oriunde ai mers. Da, foarte frumoasă. Și la voi au vreo poveste, au vreo istorie? Sunt de undeva? Adică... Nu, sunt din lână și sunt făcute de femeile... E femei, adică... Stoarsă de soacră. Fiecare... Lână-i stoarsă de soacră. Astea noastre, da, au istorie. Soacra cu tine mereu. Da, nu. Mama are grijă de noi și acum, pe la anul, vrem să ne facem altele. Și deci tot așa. E asta, e prima audiție a lui Mihaela. Știi că trebuie să ai o anumită... Acum... Înălțime ca să poți să porți un sweater din asta, o gubiță din asta. Adică dacă ești prea mic, nu poți. Au alte forme. Și trebuie să crești ca să porți aia este de fete. Asta pentru că sunt ținută. Destul de scosisitoare și dacă îi faci la o vârstă mică, pe când e mare, nu e bună. Dar trebuie să le faci din an în an. Deci totul are treabă economică la mijloc. Adică nu că trebuie să fie o anumită vârstă sau o tradiție. Nu, bă, tată, crește copilul și rămâne cujma, cum ai zis? Cujma e bună, că o poți folosi și ei la mic gubița. Și la mare. Da. Gubița. Da, gubița. Gubița, da. Rămâne... Gubița, cioareci, tot e... Exact. Ținutele astea. Să... Deci soacra, mama, soacra, îți face Mihai, da. Lâna? O... Ia o torț lâna. Ia o torț, eu am fost la Poșalăi cu ei. La Poșalăi, adică
adică? Foșalăi. Foșalăi e o mașină așa, unde după ce ai spălat lână și ai scălmânat-o, ai făcut-o așa, ai deșirat-o ca să fie mai curată și așa, o mai duci la o mașinărie care o întinzi acolo și ea o trece așa printr-un sul, prin mai multe suluri, și când o scoate, o scoate efectiv un sul și curată, curăță toate impurtățile din ea. Mai lung. Da, atenție. Să trage părul, na. Nu e chiar ușor. Câte costume aveți acasă? Nu știu. Treabă pe Mărie. Nu, nici eu nu știu. Și eu le-am pierdut numărul. Și nici n-are rost să le mai spun, că apoi ori zice oamenii că mă laud, mai bine. Dar de ce? Pentru că asta e frumos, să ai respect tradiția și să... Avem foarte multe și ținem foarte mult la costumele populare și nu ne uităm... Nici nu ne uităm la bani când e vorba de haine populare, că... Pentru că o să pun astea în spate, pentru că vreau... Îți iau mirosul. Și mirosul, și vreau să pui un pic piciorul aici pe masă. A, nu pot, nici chiar așa, mai bine mă ridic în picioare. Nici chiar așa să mă... Că aici, vrei tu? Așa. Da, că mi s-au părut foarte tari împingile și... Împingile și strinci. Strinci. Ce frumos. Astea-s făcute de optincari, este un optincar la Mihăiță, în sat, în Bârsana, care face optinci. Strinci făcuți de mama, la fel. Colții de la stantă, de la mama s-a făcut. Aia e un fel de jupă, nu? Stant, mini. Stant. Și somna e când am fost fată. Asta de când? De când am fost fată. Asta are mai mult de 25 de ani. Ce frumos. Păi, cum... Dar sunt superbe și are o pince și Mihaela. Și Mihaela. Da, hai Mihaela. Ia și tu ai. Să începem ușor să și la fel. Ne pregătim să cântăm. Da, da, ea și-a luat pe altă culoare. Păi acum noi e fată. Eu-s nevastă, eu ni se cam duce vremea. Ne-am cam mâncat mălaiul, ne-am cam tăiat praiul. Păi de asta vreau să zic, adică contează de când ești domnișoară, porți o culoare? Când mai ești... deschisă, mai vioaie, mai înflorată, mai... A, e ceva. Da, da. Da. Eu mă duc acolo câte 40, ce să mai... Și bazmalele de unde sunt? Bazmalele zvechi? Păi cu bazmala asta, eu mai, cu pânzătura asta, eu am mai fost aici la voi. Că e asta de cu care m-au dezbălțuit nirele. Eu, nu asta mai țin minte. De 1500 de euro? A... Ore cât? Ce memorie ai? Ce mănânci așa memorie bună? Ia zi, Mihai, cum e? Măruță, nu-ți mai zic nimic, amu. De ce, amu? Pentru că eu acum dau seama că oamenii când vor să investească, nu trebuie să investească, bă, nene, în aur, să investească în criptomonede, să investească, nu știu ce, să investească în costume populare adevărate, că uite cum îți păstrează valoarea și sunt comori, exact. Sunt adevărate comori și țin și de cald. La frig și... Pentru cine și să le respecte și le apreciază, da. Păi sunt oameni care probabil nu știu ce înseamnă un costum, dar... Și cum să zice la noi, este om care nu dă doi bani pe ele. Nu cred. Ba, poate că sunt. Ba, pe eu, dacă spun la oricine, bai, în București, cu o cubă de asta, e 3.000 de lei, zice... Dar nu-i doar 3.000 de lei, ai zis tu, păi, bomba asta din cap 1.500 de euro și da, asta da, e 3.000. Da, asta are altă semnificație și altă, că asta e aceea e veche, are o vechime și trebuie ținută cu atenție și îngrijită ca să fie în stare perfectă și în perioada asta, că asta e mai bătrână de 70-80 de ani. Am înțeles, deci nu se ține oricum. Lucru. Da, acolo e problema, l-a ținut. L-a ținut? L-a păstrat. Da, mamă, eu vreau să vin la voi să văd cum arată dressing-ul la voi, adică ai pus 3 șube de astea, s-a umplut dulapul. Păi da, da, și dressing-ul e mare. Și să mai mări dressing-urile, măruță. S-au mai făcut la comandă, crede-mă. Nu mai cum era. Mihaela, spune-ne și tu ce mai faci, cum mai ești? Bine. Unde, de unde? Mergi la colindat în perioada asta? Mâine. Da? Da. Ce mă bucur. Și cum, la școală cum e? În ce clasă ești acum? A șaptea. Mamă, în clasa a șaptea? Da. Mi se pare că ești și mai înaltă decât mama ta. Ce nu chiar, 2 cm ne despart. Ce înseamnă aerul de Maramureș? Mă despășe oricum. Doamne ajută. Când, iată, când vii la București, de fiecare dată să vii pe la noi pe la emisiune, bine? Da. Vrei să-i saluți pe colegii tăi de la școală, pe prietenii tăi? Da, vreau să-i salut și succes la școală. Sărbători frumoase și... Și de toate, exact, perfect. Ce școală? Zici ce școală? Cum se numește școala? Liceul Tehnologic Ognea Șugatag. Acolo să-i salutăm pe toți și să le spunem sărbători fericite. Ce să zic, îți mulțumim mult de tot, Mihai, că ai venit pe la noi. Și eu mă bucur, văd că fuge mintea, ochii, de fapt, nu mintea la cușma mea. Da, deci nu, dar fugești, de ce? Am văzut tot felul de trucuri pe internet cu bucătar, pac, mai aruncă câte un ou aici. Nu arunc, i-au luni să strică. Să strică valul. Păi dacă ai ști câtă grijă are, mai mult, deci are mai mare grijă de cușmă ca de mine.
Și Cujma asta, adică e, are o poveste? Da, are o poveste, pentru că e foarte greu găsești miei care se mai fac în țară la noi, cine e cunoscător de așa ceva și crescător și e, pentru că nu trebuie să-i lași în momentul când e fată, nu trebuie să-i lași la oaie, pentru că se strică valurile, rândurile astea care zic pe ea și sunt multe lucruri și sunt destul de scumpe și e păcare de dispariție. Și tu de unde? O ai de mult pe asta? Asta am umblat, vreo 2 ani de zile am luat internetul și toți crescătorii, eu i-am sunat din țară și până mi-am găsit pe unul care le-a avut ei, și am mers eu până în partea Moldovei și le-am făcut la Sighet, la un prieten de-a meu, le-am făcut la el, el mi-a convizat, am stat lângă el până mi-a făcut-o. Da, și trebuie să spui că e din 4 piei. Da, am cumpărat 4 piei ca să pot să fac una, că am vrut să fie neapărat neagră și cu brâu alb, că e foarte rar, deci nu găsești. Deci așa ceva, oameni buni, doar la Mihai Nemes, da? Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi, să aveți sărbători fericite. Mulțumim. Și dacă au venit maramureșenii, eu zic să ne și cânte, sunteți de acord? Musai, musai, colindăm. Colindăm. Oameni buni, Maria, Mihai și Mihaela Nemes ne colindă. În premieră, cum se numește? Știm cu toții cum a fost. Nașterea Domnului nostru. Asta e, să ascultăm. Mulțumim mult de tot.